Pacea Domnului, scumpă biserică, aș vrea să ne ridicăm să citim un text din Sfintele Scripturi. De fapt, mai multe texte vom citi în această dimineață. Aș vrea să citim din Psalmul 33, primele trei versete, apoi din Psalmul 96 și în final Psalmul 150 în întregime. Iată ce spune Psalmul 33, primele versete. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarte, cântați-i o cântare nouă, faceți să răsună coardele și glasurile voastre. Amin. Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui și vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este mai temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucia și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Amin. Și întoarcem la Psalmul 150, pe care îl vom citi în întregime. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și cu harfa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul, lăudați-L cu chimvane sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul, amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să spun o rugăciune înaintea Domnului și apoi vom trece la timpul de învățătură. Doamne, îți mulțumim pentru aceste cuvinte din Scriptură, sunt atât de minunate. N-au nevoie de nicio explicație din partea noastră, de aceea te rugăm, ajută-ne să nu cumva să stricăm cuvântul Tău prin firea noastră pământească. Te rugăm, ajută-ne să ne lăsăm transformați și învățați de cuvânt. Îți mulțumesc pentru toate darurile pe care le-ai dat astăzi biserice, pentru darurile cântărilor, pentru darurile recitărilor, pentru darul rugăciunilor. Doamne, sunt daruri atât de minunate pe care Tu le-ai făcut poporului Tău. Te rugăm, ajută-ne să le folosim cu responsabilitate. Îți mulțumim de asemenea că ne-ai lăsat, în ciuda căderii noastre, darul muzicii. Și îți mulțumim pentru perspectiva cerească că îți vom cânta și te vom lăuda în veșnicie. Ajută-ne să ne pregătim cu temere pentru acest lucru. Te rugăm să binecuvintezi biserica Ta de aici, te rugăm să binecuvintezi timpul de învățătură și ajută-ne, după ce vom fi ascultat totul, să nu cumva să fim niște ascultători uituci, care după ce au învățat ce trebuie să facă, pleacă și uită îndată ce trebuie să împlinească. Ajută-ne să fim și împlinitori, nu numai ascultători ai cuvântului. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația făcută, vă mulțumesc pentru că v-ați înarmat cu răbdare și vă mulțumesc pentru că în dimineața aceasta, din câte am înțeles, sunteți deschiși să auziți și o altfel de predică decât cea care se spune de obicei într-un loc ca acesta, o predică cu simplificări. Am adus o grămadă de instrumente muzicale după mine, nu voi cânta la toate, nu vă voi arăta câteva dintre ele, ci mă fac cu atâția muzicieni în față, îi pun pe ei să exemplifice și o să-i rog să nu-și strângă clarinetul, oboiul și celelalte, să nu puneți arcușele la loc, pentru că o să avem nevoie de exemplificare sonoră pentru ceea ce urmează. Este un subiect delicat, dificil și care întotdeauna naște discuții. Mai controversat decât ăsta este îmbrăcămintea în biserică și sper să nu mă invitați vreodată pentru acest subiect. Dar muzica în biserică naște foarte multe discuții pentru că toți ne pricepem la acest subiect. Ca la fotbal, la agricultură, la creșterea francului elvețian și la muzică ne pricepem cu toții. Amatori sau profesioniști, fiecare are câte o părere.
Aș vrea în dimineața aceasta să aflăm câte ceva despre părerile Scripturii despre muzică și să înțelegem cam ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și nu este la întâmplare faptul că la psalm nu ne-au rămas partiturile muzicale, ne-au rămas cuvintele, dar nu ne-au rămas partiturile, ceea ce este o continuă provocare pentru toți muzicienii. Dați-mi voie să vorbesc în dimineața aceasta nu ca un profesionist, deși vin dintr-o familie de muzicieni, de muzicieni profesioniști. Eu sunt un amator și povestea mea, pe scurt, este una destul de interesantă, ca să nu spun astfel. Așa cum v-am spus, m-am născut într-o familie în care tata a cântat, pastor baptist, dar cânta. Cânta la acordeon, în ciuda faptului că era pastor baptist, cânta la caval și la alte câteva instrumente. Mama a crescut într-o familie care a frecventat Biserica Pentecostală, așa că am auzit că sunt mirări ce caută fratele Marius la Pentecostal. Mă simt ca acasă și la dumneavoastră, adică vorbesc limba maternă, ca să spun așa. Fratele meu, sora mea mai mare, profesoară de muzică, fratele al doilea a fost constructor de instrumente muzicale, a făcut o școală de constructor de instrumente muzicale, al treilea frate a fost muzician profesionist, pentru 40 de ani a rătăcit în lume, a cântat cu tot felul de formații, a fost și în formațiile acelea care au cântat în prezența lui Nicu Ceaușescu, un muzician foarte bun, dacă punea mâna pe un dulap de fier, îl putea să facă să cânte, extraordinar de mult talent, însă și-a irosit 40 de ani din viață în lume, când nimeni din familia noastră nu mai credea că Domnul se va îndura de el. În urmă cu 2 ani Domnul a făcut minunea și într-o primăvară de Paști, Domnul i-a răscumpărat sufletul. Acum își petrece anii aceștia de bătrânețe compunând și spune: vreau să nu treacă o singură zi în care să nu compun o cântare pentru Domnul. Am risipit 40 de ani cântând pentru oameni, am cântat în crâșme, am cântat în baruri, am cântat cu artiștii acestei țări, vreau acum să compun pentru Dumnezeu, și asta face. După ce tatăl meu a fost ucis de fosta securitate, instrumentele din casa noastră au început să dispară și au urmat o perioadă neagră. Pe la vârsta de 10 ani însă, un frate venit student în Iași a vrut să facă orchestră sau să reînființeze orchestra în biserica din Iași, biserica în care am crescut. De asta, dacă vă mir accentul meu, să știți că sunt singurul moldovean născut la Ploiești. Sunt născut la Ploiești, dar am crescut o vreme în biserica din Iași. Acolo fratele acela a vrut să înființeze orchestra și a zis: toți copiii care au instrumente muzicale de orice fel să vină la biserică. Într-o sâmbătă după amiază era, eu aveam vreo 10 anișori, am luat vioara pe care o lăsase tata, o vioară de vreo 100 de ani, am mers cu ea la biserică și ne-a pus să cântăm. Mai întâi ne-a pus să facem un test ritmic. Reproduceți. Asta mi s-a cerut. Da, cei care au făcut școală de muzică știu că se le dă un astfel de test ritmic. Din cauza emoțiilor n-am reușit decât să bat din palme, așa cum se bate. Și după aia m-a pus să cânt o cântare, o țin minte și acum, cântarea 777 din cărțile noastre de cântări. Frumos e câmpul verde de ierburi și de flori, deși era în noiembrie, pentru că începuse deja să mi se schimbe cumva vocea, n-am reușit să cânt și am primit diagnosticul: tu pleci acasă, ești afon muzical, nu se poate face nimic. Următorul la rând a urmat prietenul meu, Petrică Scalco, el a fost diagnosticat ca având ureche muzicală. Apropo, cei care dau astfel de diagnostice, dragii mei, foarte, cu foarte mare atenție, puteți distruge darul unui copil. Realmente îl puteți distruge pentru totdeauna. Sunt încă mulți în sală, acum, care cred că sunt afoni. Dragii mei, este un test foarte simplu. Dacă la telefon recunoști vocea soacrei tale de vocea nevestei, sigur nu ești afon muzical. Asta este garantat. Al doilea test, dacă în momentul când formezi la telefon n-auzi același sunet, ci auzi bip, 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 bip,
Înseamnă că nu ești afon muzical, da? Dacă auzi același sunet, s-ar putea să ai un fel de hipoacuzie și să nu se poate face mare lucru, dar sunt sigur că la cântările comune oricum te vei descurca. După ce am aflat acest diagnostic, l-am așteptat pe prietenul meu, am plecat spre casă și am zis, în veac nu mai pun mâna pe niciun instrument muzical, așa că m-am apucat de alte lucruri, m-am apucat de citit, de sport, însă s-a întâmplat ceva. În jurul vârstei de 13-14 ani, după ce am fost revoltat pe Dumnezeu pentru că mi-a luat tatăl, pentru că am dus-o greu, mama era persecutată încă de securitate într-un mod mai subtil pe care l-am aflat abia după. Noi aveam tot felul de probleme la școală din cauza faptului că eram etichetați pocăiți și dacă ar fi avut Dumnezeu Guler, aș fi vrut să le aud de Guler să-l întreb de ce exista atâta suferință în lume. A fost o perioadă foarte dificilă din viața mea, însă Domnul a început să lucreze într-o biserică de țară. De curiozitate m-am dus și eu la biserica aceea care a fost cumva plantată sau replantată de tatăl meu, undeva între Vaslui și Iași, este o localitate, Scânteia se cheamă, și în acea localitate, parcă cu un nume predestinat, s-a aprins scânteia dorului de Dumnezeu și în sufletul meu. Acolo l-am primit pe Domnul și acolo s-a întâmplat ceva foarte interesant care vi se întâmplă multora. După ce m-am pocăit, am simțit nevoia să cânt. Nu numai în duș, ca să nu mă audă nimeni, ci tot timpul să cânt. Mama a fost destul de înțeleaptă și a zis, măi băiete, dacă taică tu a cântat, dacă frate tu a cântat, dacă soră ta cântă, probabil eu am încredere în genetică, s-ar putea să aleagă ceva și de tine. Și atunci m-a trimis la școala de clarinet. Acolo am fost din nou testat și profesorul de clarinet a infirmat diagnosticul și a spus, măi băiete, tu ai urechi, stai liniștit, ai și ritm. Cine știi ce s-a întâmplat atunci? Dintr-o întâmplare ai tras concluzia asta și atunci am început să cânt și de atunci, de 30 de ani încoace, tot cânt și de 30 de ani încoace mi-am pus în minte să învăț în fiecare an la câte un instrument muzical. Avem în casă în jur de 30 de instrumente muzicale, câte un instrument pentru fiecare an. Anul ăsta iau lecții de oboi și de saxofon tenor. Încerc să-mi reamintesc grifura la saxofon tenor. Aceasta este pe scurt istoria mea cu muzica. De ceea ce veți auzi sunt sunete de amator, nu sunt sunete de profesioniști. Sunete de profesioniști le auziți de la adânși. Mai mult decât exemplificările muzicale, aș vrea să vedem ce ne spune Scriptura pe scurt despre muzică, despre lauda Domnului. Aș vrea să ne uităm în psalmul 150 și să ținem privirile puțin acest psalm și să vedem câteva principii pe care le putem extrage pentru început din acest psalm. Mai întâi, în primul verset, partea A, aflăm care este subiectul, care este tematica. Lăudați pe Domnul. Asta înseamnă că trebuie să ai o relație personală cu El. Noi vorbim aici despre muzica liturgică, despre muzica din biserică, nu vorbim despre orice fel de muzică, există tot felul de muzică. Există, spre exemplu, muzică de făcut sport. Cei care aleargă pot descărca pe telefon muzică de alergat. Este un anumit bătaie, 160 de bătăi pe minut și când alerge există muzică, probabil care să screme, pentru un alt loc. Există muzică pentru făcut duș, există muzică pentru condus, există muzică pentru călărit, muzică country, există tot felul de muzică. Noi vorbim despre muzica în biserică. A aduce acel tip de muzică în spațiul liturgic este o problemă. Avem o problemă de formă, se spune, dar forma nu contează. Bă, da, contează, dragii mei. O să vedem, putem să-L lăudăm pe Domnul cu absolut orice fel de instrument și cu drâmbă, dacă știți ce este, și cu foaia de salcâm și cu pana de porumbel. Putem să-L lăudăm pe Domnul. Însă forma contează, pentru că forma în mintea noastră asociază alte contexte. Lăudați pe Domnul este subiectul laudelor noastre. Noi când ne adunăm la biserică, lăudăm pe Domnul. Noi nu ne spunem sentimentele noastre. Ascult în ultimul timp tot felul de CD-uri. M-am trimit diferiți muzicieni, ce părere aveți de asta, ce părere aveți de asta.
ascult, eu cred că unele ar trebui vândute cu câte o lamă de tăiat, veni, nu știu. Toate sunt foarte triste, sunt dărâmat, sunt trist, am păcătuit. Dragi, pe cine interesează ce simți tu? Vreau să te asigur că pe Dumnezeu îl interesează, dar nu îl interesează în laude, îl interesează în rugăciuni. Cântarea burlacilor, singur, trist și părăsit, nu vreau să mai fiu. Foarte bine, în soarte, dar nu cânta asta. Avem un fel de talent de a pune pe versuri și versuri proaste. Și aici dați-mi voi, aici nu mai sunt amator, asta e profesia mea, de formație sunt filolog și când spun versuri proaste, chiar semnific prin ceea ce spun acest lucru. Versuri proaste pe melodii împrumutate, eventual plagiate, Leonard Cohen. Da? Aleluia, Leonard Cohen. Dragii mei, dacă știți câte puțin despre acest om, care este adevărat într-o mare căutare, este un om extrem de talentat, un evreu extrem de talentat, dar n-are ce căuta să împrumutăm melodia lui, punem aleluia noastră, schimbăm puțin versurile, tot la fel de proaste, și iată așa s-a născut o struțo cămilă. Un fel de cânte creștin în care noi ne exacerbăm trăirile noastre. Nu are ce căuta așa ceva în biserică. Mai întâi că încalci legea locului, încalci legea țării, plagiind, încalci legile, dacă cineva te reclamă la managerul lui Leonard Cohen, s-ar putea să mai plătești și vreo 50.000 de dolari, așa, pentru încălcarea drepturilor de autor și pentru plagiere. Eu cred că Dumnezeu a dat bisericii destul talent, a dat bisericii destulă creativitate, a dat bisericii, iată, destulă tinerețe, v-a dat destul timp, v-a dat destule lecturi să puteți să vă formați și să-L lăudați pe Domnul. Nu înțeleg de asemenea, când mai ascult câte, deschid un anumit post de radio și ascult câte o melodie, după aia îmi dau seama că este vreun radio creștin, ai venit, m-ai atins, te-am văzut. Cine, mă? Să-l spunem lui taică-tu. Cine a venit și te-a atins? Spune-i pe nume. Bătrânii noștri aveau un principiu foarte clar pentru închinare și pentru versuri. Dacă în strofe nu este pronunțat numele Domnului sau măcar al Domnului Iisus, nu cântăm strofa respectivă, pentru că noi îl lăudăm pe Domnul. Noi nu cântăm ceva care poate fi dublu interpretat. Lasă, domnule, că dacă cântă bine chestia asta, se duce și la X Factor. Și acolo poate câștigă concursul, care voce bună. Noi nu cântăm lucruri ambigue. Noi nu semănăm confuzie. Nu cânți ce ai cânta pentru iubitul tău și lui Dumnezeu. Dumnezeu este mirele nostru, El are un nume, El este închinat, slăvit cu respect. Da? De aceea spune lăudați pe Domnul. Apoi, de unde pornește, de unde iradiază lauda? Centrul lauderei, punctul din care iradiază laudele până poți cânta și în avion, poți cânta în timp ce conduci, dar centrul iradiant, punctul de control al laudelor este din templul Domnului, din biserică. Bisericii s-a dat Duhul Sfânt. Eu nu sunt... Nu am monopolul Duhului Sfânt. Bisericii s-a dat, da? Comunității acesteia. Dacă sunt eu singur și hotărât, sunt subiectiv, eu s-ar putea să am tot felul de gusturi muzicale, mie mai îmi place și una și alta, și dacă m-ar pune pe mine să fiu muzicometru pentru fiecare și să măsor ce-i bun și ce-i rău, s-ar putea să greșesc. Dar pentru că bisericii s-a dat Duhul Sfânt și biserica, după cum vedeți, are bătrâni, are tineri, are copii, are... oameni cărora le spunem noi că s-a fond muzical, dar nu sunt, are profesioniști, din toată adunarea aceasta a mădularilor lui Hristos și a trupului lui Hristos se formează un trend, o direcție. Când cânți o cântare, și eu știu la biserica noastră din Aleș, când cânt o cântare și văd că sora Modog n-are conservatorul, sau sora Broinaș nici ea n-are, sau... fratele Achim, bătrânul, care a trecut la Domnul, dacă îi văd pe ei strâmbând din nas, nu-i bine. Nu-i bine. Pentru că a mea cântare trebuie să le comunice și lor. Cântarea este una comunitară. Ea trebuie să
slujească, nu să mă slujească. Eu s-ar putea să cânt în tot felul și domnului să mă... Vorba al celui frate, domnule, cum a fost la biserică astăzi? Cum a fost? Foarte rău. Corul a falsat, ăia n-au luat tonul, nu m-am zidit deloc. A doua duminică întreabă nevasta care a rămas acasă copiii, cum a fost? Domnule, excelent, m-am zidit. Dar cine a predicat? Eu. Deci, dacă vrei să te zidești pe tine, atunci, într-un mod egoist, decizi tu ce este cel mai bun. Și toți ceilalți sunt inculți, toți ceilalți sunt nepregătiți, toți ceilalți nu știu. Dragii mei, aveți încredere în trupul lui Hristos. Aveți încredere în biserică. Biserica, dacă este cultivată și dacă este educată în Scripturi, și asta facem acum, nu? Predicăm din cuvânt despre muzică. Dacă biserica înțelege principiile fundamentale ale închinării, va avea destul de mult bun simț și intuiție să călăuzească pe cei care sunt puși în slujire. De asemenea, biserica este centrul din care se pornește muzica. Biserica este cea care reglează tonurile. Biserica nu dictează ce să cânte, cât să cânte și cum și în ce gamă. Aici avem nevoie de profesioniști și aici au și partea lor, da? Dacă mă duc la aparatele alea sus, la sunetist, și eu am o inimă bună și entuziastă și vreau să slujesc pe Domnul, nu? Vă îndoiți de inima mea că aș vrea să slujesc pe Domnul? Nu. Zic, eu vreau din toată inima să slujesc pe Domnul la sunet. Și Domnul mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta. Și am inima curată și sunt curat și m-am rugat și am primit călăuzire și am ținut și vinerea dinainte post și rugăciune și așa simt că slujirea izbucnește în mine. Mă trezesc la butoane și mai mult încurc, nu-i așa? Dacă încep să mă joc acolo la butoane, zic, poate mi-iese cumva. De ce? Că am entuziasm, da? Entuziasmul, inima curată și bună, dorința de slujire nu ajung. La fel cum nu ajunge entuziasmul și dorința de a rezolva o problemă de fizică. Pentru a rezolva o problemă de fizică trebuie să înveți formulele, da? De aceea, în momentul când vorbim despre muzică creștină, mie nu-mi place formula asta deloc și nu există muzică creștină. La fel cum dacă iau clarinetul ăsta nu e creștin, da? Dacă mă uit la camera al fratelui Mureșan, camera aceea nu e creștină, da? Credeți că dacă e dânsul acolo, camera dintr-o dată are mai multe evlavie? Nu. Dacă se duce un ateu în spatele camerei, funcționează la fel de corect? Cu siguranță. Ce face diferența când pui gura pe un clarinet sau când stai în spatele unei camere? Exercițiul, munca, învățătura, disciplina, ucenicia. Da? Deci nu putem cânta toți, oricând, oricum, în orice context. Nu există muzică creștină, dragii mei, așa cum nu există computer creștin, televizor creștin, scaun creștin. Există muzică cântată de creștini. Aia e mare diferență. Când schimbi accentul și spui ce fel de muzică e asta, este muzică cântată de un creștin. E cu totul diferit. S-ar putea ca forma să nu-ți convină? S-ar putea să se pară că este mult prea filozofică, s-ar putea să se pare că nu e prea de înțeles, s-ar putea să fie niște acorduri care ție nu-ți plac, dar trebuie să contești pregătirea acelui om și starea lui spirituală. Iată că vedem că lucrurile încep să capete complexitate. Vorbim nu despre muzică creștină, ci despre muzică cântată de creștini și vorbim despre muzică cântată de creștini ca înaintea Domnului, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul și asta înseamnă bine. Am ajuns la concluzia că nu există muzică creștină, există muzică cântată de creștini, eu am o problemă cu muzica cântată de creștini, de obicei este mediocră. Merită Domnul tot ce e mai bun din partea noastră? Bun, de ce nu studiați? De ce nu studiați? Am prieteni care lucrează în licee de muzică și spun, domnule, e un fenomen foarte interesant. În orașele mari, în Arad, în Timișoara, în Cluj, chiar și în Oradea, s-au umplut liceele de muzică de pocăiți. Foarte bine, slavă Domnului! Asta este un lucru bun. Pentru că ceilalți zic, ce să mor de foame?
Dar pentru că noi încă în biserici mai cultivăm muzica și pentru că ne încurajăm copiii să laude pe Domnul, unii dintre ei aleg măcar să facă liceu de muzică și ajung în liceele de muzică. Foarte bine. Dar, acum vine următoarea veste proastă. Noi nu studiază. Stau toată ziua pe Facebook și nu studiază. Nu știu cu ce se ocupă, se bazează că au talent, se bazează că le merge, că au suflu, că sunt că tineri, că improvizează, că se le nimeresc, că și așa nu o să ajungă ei pe marele scene ale lumii, că nu o să ia orchestra din Berlin și s-o strecura cumva. Iau ei teza la instrument. Poate că dacă te înțeleg că nu-ți place să studiezi alunelu, alunelu, hai la joc, dar nu înțeleg de în momentul când cântăm laudele Domnului și vii la biserică și te pregătești să cânți în orchestră, de ce nu ții instrumentul acasă? De ce nu studiezi? Ăsta este motivul pentru care auzim chixuri, pentru care auzim instrumente neîncălzite, pentru care auzim guri care alunecă. Dragii mei, lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu din locașul lui cel sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, puterea Lui cea mare, merită tot ce-i mai bun din puterea mea și din timpul meu. Dumnezeul nostru nu merită jumătăți de măsură. De aceea, dacă te-ai apucat de un lucru, fă-l cu toată inima ta. Ce spune porunca pe care a reformulat-o Domnul? Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Faceți, dragii mei, ca plămânii voștri să-L onoreze pe Domnul, degetele voastre să-L onoreze pe Domnul, mintea voastră să-L onoreze pe Domnul. Ce cântăm? Care subiectele cântărilor voastre? V-aș sugera, înainte de a da drumul la o cântare sau de a cânta, muzicieni, recitați versurile fără muzică, să vedeți cât de șod sună unele în limba română. Recitați versurile să vedeți dacă versurile nu te fac să plângi, dacă versurile nu te fac să exalți de bucurie, fără melodie, atunci probabil nici cu melodie nu se va îmbunătăți foarte mult, foarte mult. Le îmbraci un pic în sclipici. E ca o bomboană de aia de pom pe care o găsești uscată de vreo 2 ani și învelită în staniol. Staniolul e frumos, dar conținutul e găunos și otrăvitor. Așa sunt unele bucăți muzicale. Vă spun că mă irit de-a dreptul când ajung la întâlniri de tineret și aud, vă pot spune, toate cele 8 cântări pe care le cântă de obicei trupa de fraudă și întinare care se află în față, care de obicei n-are prea multă legătură cu muzica, dar îi da tare. Deci dacă îi da tare, acoperă greșelile. Și dacă există o chitară bună și poate fi chinuită, eu am zis că inventez, nu-i cazul tău, dar am zis că inventez un număr de telefon, 1-800 salvați chitări. Pentru că nimeresc în mâinile unora care n-au niciun fel de întâlnire, dar au efecte. Ăla se numește înlocuitor de talent. Toate pedalele alea, șirul ăla de pedale, înlocuitori talent. N-ai studiat, pui efecte, wow, și se rezolvă. De asemenea, nu-i cazul nici a bateristului, există bateriști și toboșari. Unii ar trebui trimiși la bătut covoare, realmente ar face o treabă mult, mult mai bună. Ei, din toată combinația asta, ies cele 8 cântări pe care le știm, le-am învățat eventual nu după partituri, ci după YouTube. Da? Vezi pe YouTube, repezi de 2-3 ori, dai laptopul mai tare, mai înveți pe YouTube, notă. Nota este pentru tot celălalt, nu pentru noi. Notă. De ce cântăm după note? Noi învățăm la chitară, învățăm la acordeon, învățăm la saxofon după YouTube, că sunt lecții. Suntem autodidacți. Apropo, un proverb evreiesc spune că orice autodidact la un moment dat își va da seama că a avut un profesor prost. După ce se întâmplă lucrul ăsta, avem lauda și închinarea, trupa din față cântă, este o prăpastie, e un hău între cei care cântă aici și se zidesc și cei din sală care nu pot cânta, odată că e prea tare și dacă e prea tare, atunci oricum asculți muzica cu ficatul și pancreasul, că vibrează tot în tine, mai ales dacă stai lângă boxe, ce să mai cânti tu, oricum nu te auzi. Partea din față tace, partea asta urlă, cam aceleași cântări, de repetându-le de atâtea ori, nu-ți mai spun nimic. Dragii mei, uitați-vă ce să cântă.
Din nou, nu ce simți tu? M-am dus pe aripa închinării. Las-o bată, că nu-i nicio aripa închinării. Nu există o asemenea metaforă în Scripturi și n-are niciun sens. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, asta înseamnă să cunoști istoria biblică, cântările să fie inspirate din istoria biblică, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, măreția, slava, cinstea, onoarea Lui Dumnezeu. Vreți să vedeți cum sună o cântare în Apocalipsa și pentru ce ne pregătim noi? Că unii s-ar putea să plictisească. Ia Dumnezeu în cer și spune, și vor fi unii creștini care și-au imaginat cerul tot timpul altfel. Vor fi creștini care sunt atât de nemulțumiți de felul în care lucrează Dumnezeu, încât în momentul când vor intra în rai, vor pune mâinile în buzunar și vor spune, dar numai atât? Numai străzi de aur? Credeam că mai mult. Și cum vrei să spui, Doamne, că noi vom sta în fața Ta așa 10.000 de ani, milioane și de mii de ani și noi Te vom lăuda pe Tine și vă face temenele? Păi noi credeam că aici venim la odihnă, cum cântă popa, la loc de verdeață, la un fel de unul mai prelungit. Așa va fi. Cum adică să cântăm? Vreți să vedeți cum e cerul? După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice seminție, din orice neam, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domniei și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie și împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Astea-s versuri. Asta e cântarea. Asta ne așteaptă. Asta vom face. De aceea cred că muzica este frântura aia de cer pe care ne-a mai dat-o Dumnezeu. Pentru a ne ostoi sufletele în lumea asta de păcat, în valea umbrei morții. Muzica este cumva scârțâitul ferestrei dinspre cer și putem întrezări cam cei pe acolo. Muzica este raza aia de lumină care vine prin fereastra care este prăfuită și ajunge pe fața ta și te trezește la o nouă viață. Aia este muzica, vine din... Numai că și în muzică, dragii mei, a avut loc pervertirea. Și omul pervertește. Și pe ce pune mâna pervertește? Un exemplu? Freddie Mercury. Dragii mei, i-a pus Dumnezeu în gât acelui om. Ce nu întâlnești foarte des? Niște corzi vocale, cu o deschidere vocală extraordinară, cu un control al sunetului extraordinar. Queen, rock simfonic. Nu poți să nu te cutremuri ascultând anumite bucăți muzicale și să spui, Dumnezeu, este chipul lui Dumnezeu, chip după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem făcuți. Dumnezeu este creator. Dumnezeu creează frumos. Uitați-vă în natură. Și totuși, dacă știi viața Lui, cât de decăzut, pervertit, a murit bolnav de sida, a avut o altă opțiune, nu pot să spun că sunt copii de față, și a murit trist, demolat pe dinăuntru, dar câtă frumusețe s-a pierdut. Dragii mei, așa cu mare durere mă uit, nu numai la cei care sunt din lume și pervertesc muzica, mă uit cu mai mare durere la pocăiți, la credincioși care pervertesc muzica. Și cum o pervertesc? Caută să imite. Ai câte o formație de asta, nu dau nume, care imită formații de rap, necreștine, și consider ei că în felul acesta îl onorează pe Dumnezeu și o să fie mai relevanți. Eu cred că fac destul de multă evangelizare, am făcut evangelizare între romi, am făcut evangelizare în ferentari, am făcut evangelizare pe străzile din Oltenia, am ajuns în tot felul de medii, inclusiv în medii de astea mai toxice, de rockeri și de rapperi. Din experiența mea de peste 25 de ani de evangelizare personală, n-am întâlnit unul singur care să fi spus, băi, pentru că ăla s-a apucat de rock creștin, m-am convertit. Pentru că ăla s-a apucat de rap creștin, m-am convertit. Extraordinar. Dacă nu se întâmpla chestia aia, știți cum să convertesc oamenii? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin? În momentul când aud Evanghelia, cum vor crede dacă nu vor fi auzit? N-am văzut pe nimeni care să spună, băi, dacă nu bea ăla bere cu mine, el a băut bere fără alcool, eu am băut cu alcool. Dar dacă nu bea ăla bere cu mine și nu juca biliard cu mine în bar, eu nu mă converteam. Oamenii s-au convertit
și rocării cei mai sălbatici pe care îi cunosc. Unul din studenție, unul ateu, sălbatic, batjocoritor, știți unde s-a pocăit? Când a venit în biserică și a ascultat cântarea comună. L-a cuprins Dumnezeu în brațe în momentul când a auzit în față, în spate, zice, ăștia toți profesioniști? Nu, sunt amatori. Și toți cântă. Păi, am simțit că mă ia așa pe sus și mă duce, nu știu ce. Și în momentul când s-a sfârșit serviciul divin, exact ce spune Apostolul Pavel, a căzut străpuns în inimă de cunoașterea și recunoașterea păcatelor lui. Nu contează forma? Contează. Îți spune, nu contează forma, noi putem cânta orice, numai să fie cu versul creștin și să-L onoreze pe Dumnezeu. V-aș propune un test, iertați-mi imaginile, dar v-aș propune un test. Uitați cum facem. Mă duc și cumpăr de la Metalul un făraș de metal. Făraș, nou-nouț, torn spirit pe el și vi-l sterilizez ca să nu fie nicio problemă. Și fac o omletă și o servesc cu asezonez, cu tot ce e mai bun. Facem ca la carte, punem și parmezan, tot ce vrei. Și vă servesc la masă. Care e prima senzație? O farfurie n-ai găsit? Dar nu mi-ai zis tu că forma nu contează? Stai că stai numai întreu, avem ciorbă de burtă. Extraordinar, făcută ca la mama acasă. Cumpăr tot de la Sanitas un veciu. Curat. Îl spăl și îl sterilizez. Ai mâncat ciorba de burtă de acolo? Nu. De ce? Pentru că forma contează. De ce? Nu-i steril? Ba da. Din cauza asocierilor. S-au găsit unii care au zis, dom'le, facem biserică în bar. Foarte bine, să fiți sănătoși. Știi ce e foarte interesant? Că de când au făcut-o, nu s-a convertit nimeni la ei. Frustrații din bisericile noastre, câțiva tineri mai rebeli, s-au dus și ei acolo. Au stat vreo 2-3 săptămâni. Dom'le, nu... Păi că nu e chiar așa de fain, cum am crezut. Că libertatea asta pe care ți-o asumi singuri, doar de frondă, doar ca să-i enervezi pe ceilalți, doar ca să-i enervezi pe bătrâni, doar ca să zgândărești, nu este ziditoare și nici măcar ție nu-ți aduce pace și liniște. De aceea, pe lângă celelalte, trebuie să înțelegem că forma contează. Și acum diversitate. Da, cred. Forma contează, este important cine cântă și este important să reflectăm puterea și strălucirea lui Dumnezeu așa cum cere Scriptura. Spune aici și dă câteva exemple. În alte versiuni sunt și traduse altfel și o să vă spun exact cum este tradus, de exemplu, versetul 5, și în alți psalmi sunt și alte instrumente pomenite, dar sunt câteva instrumente care revin pe paginile Scripturii și nu la întâmplare. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. N-am putut să aduc o trâmbiță din aceea cum foloseau evreii, erau două tipuri de trâmbițe pe care le foloseau, una din corn și cealaltă mai târziu din metal, dreaptă, fără niciun fel de grifură sau fără niciun fel de posibilitate de a schimba sunetul, singura posibilitate era mutarea din 5 în 5 tonuri sau arpegiatură. O să-l rog pe prietenul nostru și fratele nostru de la trompetă să ne spun un pasaj muzical, să cânte un pasaj muzical, fie din partitura din față, fie o gamă, ca să facem comparații cu sunetul penetrant. L-ați auzit cântând în formații, dar să auzim sunetul trâmbiței fără altceva. Se poate? Exact. Așa se putea cânta la trâmbițele de antice, care sunt strămoașele acestei trompete. Ei, instrumentele au evoluat, s-au îmbunătățit și o să vedem acum câțiva pași de îmbunătățire a instrumentelor, dar vedeți, este un sunet penetrant. Noi ascultam în armată stingerea la trompetă, dar nimeni n-a dormea până nu se termina pasajul trompetei, pentru că este un sunet penetrat. Lăudați-L pe Dumnezeu cu sunet de trâmbiță, pentru că lucrările lui Dumnezeu câteodată trebuie să fie acel tip de lucrări care te trezesc, te ridică.
te fac să pornești la luptă. Cererea lui Dumnezeu este să avem un sunet de trâmbiță deslușit, clar, cântare clară. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și cu harfa. V-am adus o alăută, este destul de apropiată de alăuta pe care o folosea seamănă cu, și majoritatea o confundă cu o cobză, nu este o cobză, cobza este din familia lăutei și a udului. Udul, care se folosește în Orient, are exact aceeași formă, numai că nu are fretajele, dar nu are aceste ligaturi care stabilesc sunetul sau temperează, cum spun muzicienii, sunetul, adică îi dau fixație sunetului, ca să nu facem glisando necontrolat. Forma aceasta este extrem de veche. Ce știm din istoria muzicii și a instrumentelor muzicale evreiești este că în momentul când evreii au prădat pe egipteni, când au plecat, egiptenii fiind foarte avansați din punct de vedere tehnologic, le-au luat tot felul de scule, spune Scriptura. Scule de aur și altfel de scule, inclusiv instrumente muzicale. De aceea, harfa davidică este foarte asemănătoare cu o anumită modificare, este foarte asemănătoare cu harfa egipteană. Deci când au plecat de acolo, le-au adus cu ei, le-au perfecționat. Dacă vă uitați la față, bine, acesta este un instrument făcut mai recent, dar după toate tiparele și după toate pretențiile unui instrument tradițional, inclusiv la lipitură, este lipit cu clei de oase, de iepure și de pește, așa cum lipeau. Apropo, Stradivarius, știți cu ce își lipea viorile? Cu magiun. Magiun, de la mamă, la bunică, cu magiun. Și acum când lutierii caută să restaureze, când încearcă să desfacă fețele, e atât de bine cristalizat, numai nu trebuie lăsat mai mult de 36-40 de grade, că atunci începe să se înmoaie și acest clei. De asta e foarte pretențios la temperatură. Dacă vă uitați în rozetă, este, nu știu cât se vede de la distanță, dar cei de aproape văd steaua lui David, da? Steaua dublă a lui David, cu cele două colțuri răsturnate. Spatele este din fâșii de lemn, fâșii de mahon și de paltincreț, lipite între ele pe o pânză. În spate este o pânză și se lipesc acestea, iar forma, pentru cei care sunt buni la matematică, probabil știu de spirala lui Fibonacci, șirul numerelor lui Fibonacci, forma care seamănă cu o jumătate de ou, dacă mergeți cu, și continuați și vă întoarceți în rozetă, este exact spirala lui Fibonacci, pe care o găsim în natură, în floarea soarelui, în mai multe părți. Gâtul frânt în stil de lebădă a fost construit așa pentru că nu dețineau la vremea aceea tehnologia pentru a stabiliza la presiunea foarte mare a corzilor. Asta este o alăută cu 10 coarde. Lăudați-L pe Domnul cu alăuta cu 10 coarde, în cazul ăsta 10 coruri, coarde dublate. Numai șantarela, prima, este dublată. Bănuim că David va fi avut mai multe astfel de instrumente, cu 7, cu 6 sau cu 10 coarde. Asta este una cu 10 coarde. Vedeți modelele orientale de pe spate. Corzile, de unde făceau rost de corzi? Mațe de oaie. Aici, primele trei, încă pentru autenticitate, s-au păstrat. Sunt chiar mațe de oaie, mațe de oaie întors, uscat, pus în soluție salină și astea erau, pentru cele mai groase, pentru bași, erau folosite mațe de vită, care erau mult mai consistente. Bănuiți, probabil, că David, fiind păstor și sacrificându-i, avea o producție de corzi destul de consistentă. Dacă îi se rupea una, nu era nicio problemă. Cum sună un astfel de instrument? Foarte fragil. O să vă spun în paranteză, înainte de a emite sunetele, unul dintre instrumentele la care am cântat a fost chitara bas, așa că nu vreau să supere basistul pe mine, dar în momentul când Saul era chinuit de demon,
l-a chemat pe David și nu i-a cântat nici la tobă, nici la chimval, nici la chitară bas. I-a cântat la lăută și la harfă, mai degrabă. De ce? Din cauza acestui sunet fragil, foarte fragil. Noi suntem obișnuiți cu sunete amplificate, nu mai putem asculta. În dimineața aceasta, și dacă aș fi vorbit fără microfon, sunt sigur că m-ați fi auzit. Acustica să-l permite. Dar nu mai suntem obișnuiți, suntem o generație de surzi. Pentru că ascultăm tot timpul sunetul amplificat, televizorul este dat mai tare decât de obicei, peste 25, dacă măsurați decibelii din camere, din încăperi, este tot timpul un zgomot de fond. De aceea, timpanele noastre sunt supra-solicitate. Eu când mă duc la câte o întâlnire de asta în care se cântă tare, întotdeauna în geantă am niște dopuri, le pun acolo și aștept. Mă întreabă oamenii, ați pățit ceva? Da, cântați prea tare. Pentru că timpanile au o limită, deci ele vibrează, da? Și au o limită de vibrație, sunt vii. Și după ce ai terminat limita, se termină. De aceea și corzile vocale, după o anumită vârstă, începem să scăpăm. Așa cântăm, da? De ce? Pentru că totul se moaie, se fleșcăie, inclusiv timpanele. De ce să nu conserv timpanele pentru mai multă perioadă? De aceea, sugestia mea este să cântați mai puțin amplificat pe cât se poate, să vorbiți mai puțin amplificat pe cât se poate. Fac o paranteză, cum am ajuns totuși la aceste instrumente și de ce m-a condus Dumnezeu spre ele. Era anul 2007, după multe stres și solicitare și în lucrarea pastorală și cu altele și la școală. În 2007, în mai, am sosit acasă de la Cluj. Am venit, am avut o întâlnire destul de tensionată, legată de biserici. Și pe la 1 noaptea, am simțit că inima începe să mi se zvârcolească în piept, ca o pasăre care se zbate în cușcă sau dacă a ținut vreodată vrabie în pumn. Și vedeți cum se zbate până îi dai drumul, așa făcea inima mea. Îi spun la soție, eu știind ce s-a întâmplat cu fratele meu la 47 de ani a făcut infarct masiv în timpul nopții și a murit, i-am spus soției, auzi, ia vezi tu, ascultă-mă, că eu nu-mi dau seama, ceva se întâmplă. Ascultă soția, spune, da, ceva e în neregulă, inima ta îți bate foarte rău. Prostia pe care am făcut-o, și vă rog în numele Domnului să nu o faceți, este că m-am culcat și am zis, las că o să-mi treacă. Putea să-mi treacă de tot. Am zis, las că dacă mă liniștesc, dacă mă pun în pat. A doua zi m-am dus la servici, colegii m-au văzut și au zis, ceva nu e în regulă cu tine, așa-i? Zic, da, mă simt rău. Riscul pe care și-l-a asumat colegul meu este să mă lase pe mine să conduc până la spital. M-am dus, m-au așezat, m-au răstignit între perfuzii și foarte interesant ce se întâmplă în spitalele românești. Dragii mei, dacă sunt aici cadre medicale, spuneți-le oamenilor ce au și dacă sunt creștini și dacă nu sunt creștini. Vine o asistentă, se uită la electrocardiograf și pleacă. Vine asistenta șefă și pleacă. Vine o doctoriță la fel, îl prind pe doctorul, care era mai mare cu vreo 2 ani ca mine, zic, domnul doctor, eu sunt păstor, am văzut oameni murind, i-am ținut de mână, altora le-am spus că o să moară, le-am spus că sunt bolnav de cancer, altora le-am spus familiilor lor care au murit, membrii din familie, m-am întâlnit cu moartea destul de mult, vă rog să-mi spuneți ce am. De cât timp, domnul Cruceru, sunteți în starea asta? Păi, zic, de aseară, de la 1. Zic, deja au trecut 14 ore și starea dumneavoastră de fibrilație atrială paroxistică, dacă durează 3 ore, este prea mult. Ce se întâmplă acum în inima dumneavoastră este că jumătate din inimă s-a oprit din bătut și partea de deasupra încearcă să compenseze. De asta aveți pulsul foarte mare, tensiune foarte mare și noi ne temem că inima dumneavoastră nu va rezista. Am băgat în dumneavoastră somnifere și tot ce se poate, cât într-un cal, nu reușim să vă anesteziem. Deja își frecau defibrilatorul. Zic, nu reușim să vă anesteziem. Eu mă uit la el, nu știam dacă să mă apuce râsul sau plânsul. Zic, domnul doctor, păi mai am 3 ore de trăit și dumneavoastră vreți să le dorm? Lăsați-mă să mă concentrez acum, dacă tot trebuie să-mi iau la revedere de la familie, de la viață. Domnul Cruceru, dumneavoastră, glumiți, situația este foarte gravă și foarte serioasă. După încă 6 ore, deci la 20 de ore, am reușit să mă convertească, foarte interesant termenul, să mă convertească la ritmul normal.
analize peste analize, ies din spital cu un pumn de pastile. La 36 de ani, atunci, se vezi cu un pumn de pastile, fost sportiv, foarte deprimantă situație. Îmi luam pastilele și noi avem un obicei în casă, citim Biblia cu întreaga familie și la vremea aceea ajunsesem la Psalmul 57 și în timp ce citește fetița noastră din Scripturi seara, ajunge la Psalmul 57 cu 7. Eu eram foarte preocupat de inimă. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, trezește-te, alăută și harfă. Observați ce interesant, mai întâi să se trezească ce? Sufletul. Degeaba știi să manipulezi un instrument muzical dacă nu se trezește întâi sufletul. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. De aceea, dragii mei, oricât de bine ar putea să cânte cineva, oricât de bun profesionist ar fi, eu nu-l voi invita niciodată în biserică să cânte, dacă nu-i întors la Domnul. Înțelegeți? Că pocăința nu se ia ca gripa. Zice, las că stă între noi și dacă stă în mediul nostru, cine știe, poate să mă lipsește. Nu. Pretențiile, și nu vreau să superi nimeni pe mine, nu vă cunosc, pretențiile pentru leviți erau foarte, foarte clare. Să fie din poporul Domnului. N-a chemat nimeni filisteni, noi, ăla știe. Nimeni nu ne poate face solo ca el. Nimeni nu conduce ca el. Nimeni nu cântă ca el. Dar inima? Trezește-te, suflete. Asta este prioritatea. Trezește-te, alăută și harfă. Și atunci n-am mai auzit ce să cântă mai departe, ce să citește mai departe. Mă voi trezi în zodirii, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și că din cioșia ta până la nori. Am intrat în panică. Din momentul acela m-a apucat o obsesie. Cum erau, domnule, instrumentele? Cum erau? Am început, am căutat în istoria muzicii. Am vorbit cu profesori de la noi la muzică. M-am uitat în trecut, m-am uitat la istoria antică. Așa am ajuns la un lutier care construia lăute autentice. M-am dus, am comandat una, am așteptat. Am început primele sunete, m-am dus, am luat lecții, făceam drumul de la ora de la Timișoara ca să iau lecții de lăută de la unul dintre puținii luteniști care există în țară și s-a întâmplat ceva foarte interesant. După ce am început să cânt la lăută, a început să scadă mai întâi ritmul cardiac. Rămăsesem cu acest sechel după fibrilația respectivă, dintr-o dată, când eram mai odihnit, nu trebuia să fac nimic, puls de 130, și puls de 130 constant 3-4 ore, cu nimic, nu să cobora pulsul. Când am început să studiez la lăută, dintr-o dată a început să coboare pulsul, să coboare tensiunea. Medicul mi-a spus, domnul Crucelu, se întâmplă ceva, ați fi primul caz din cariera mea la care întrerup medicația aceasta, pentru că medicația de tipul ăsta, dacă o iei, trebuie să o iei toată viața. Riscăm amândoi, facem, domnul doctor, pe pielea mea, nu pe pielea dumneavoastră, pe pielea mea facem experimentul. Lucrurile au continuat să se îmbunătățească și acum o să vă dau exemplu. Ar trebui să mă așez într-o altă poziție, poziția așezând, nu o să pot cânta decât un pasaj probabil foarte scurt, dar numai ca să vedeți tipul de sunet. Și coboară, da? Corzile de mați de vită. E, tipul acesta de sunet, dacă l-asculți în liniștea încăperii, în cămăruță, este cu tot... Eu sunt chitarist de primă formație, dar în momentul când se întâmplă ceva... Asta a fost încă o motivație să scad în greutate. Aveam aproape 100 de kilograme, nu numai pentru inimă, dar două burți nu încăpeau una lângă alta. Deci trebuie să o ții puternic lipită de burtă și atunci trebuia să-i fac loc. Dar se întâmplă ceva foarte interesant. În momentul când cutia de rezonanță atinge pieptul, în momentul acela începe să se liniștească inima. De aceea violonceliștii n-au boli cardiaci. Foarte interesant. Mstislav Rostropovici, unul dintre violonceliștii celebri, cânta pasaje extrem de rapide la vârsta de 87 de ani. Pablo Casals
la vârsta de 92 de ani a fost întrebat de ce mai studiază, în fiecare zi studiază. Și de ce mai studiază? Pentru că încă simt că fac progrese. Și în fiecare zi studia suita pentru violoncel de Bach, pe care el a și prelucrat. Dacă este amabilă sora de la violoncel să ne cânte câteva sunete, o gamă sau orice altceva, ca să auzi sunetul continuu, vibrant, și dânsa îl apropie foarte mult de inimă. Butucul violoncelului este aproape de cordul dânsei, ceea ce aduce calmare. Mulțumesc foarte mult! Ați văzut? Ei, și aceste sunete pe care le-a cântat dânsa, sunetele dublate, sunetele în armonie, au fost o descoperire foarte târzie, pe vremea lui David încă nu se cânta în armonie, se cânta cu jocuri. De aceea spune Psalmul 150, mai departe, lăudați-l cu sunete de trâmbiță, cu laută și cu arfă, lăudați-l cu timpane și cu jocuri. Jocurile acestea nu sunt hora, să țopăim. Jocurile de care se vorbește aici, dacă traducem corect acest psalm și interpretăm corect, sunt jocuri de instrumente, cum mai sunt în unele pasaje în care spune improvizații de instrumente. Apropo, tot de sănătate care este adusă de instrumente, fac aici o altă paranteză, este foarte interesant să descoperit că violoniștii sunt feriți de anumite boli cerebrale, pentru că tot timpul stau culcați pe cutia vibrantă, da? Stau culcați pe cutia vibrantă și vibrează. Suflătorii. În clasa a patra am fost diagnosticat cu TBC, pulmonar. Am stat în spital aproape să pierd semestru, Domnul m-a ajutat și am trecut peste acest lucru. În clasa a 11 am făcut recidivă. Și atunci doctorii au spus să data asta nu scap fără internare, mama a insistat foarte mult să nu mă interneze, că acolo e alte boli, am făcut tratamentul acasă. Și atunci Domnul mi-a pus în minte, dacă am TBC pulmonar, atunci trebuie lăudat Domnul cu plămânii. Cu ce altceva, cu ce e bolnav, trebuie lăudat. Și m-am reapucat de studiu la clarinet. Și am studiat printre tuse, scuipându-mi plămânii realmente, m-am dus să fac testele de volum pulmonar, de volum și de oxigenare. Sunt niște teste, spirometru, dar ce se măsoară nu e neapărat capacitatea pulmonară, ci volumul de oxigen care intră în sânge. Știți ce a fost uimitor și s-au uitat medicii cruciși? În primul rând, plămânii s-au calcifiat, zonele respective au rămas urme de calcifiere, este ca și cum ai strânge doi saci de jos, au fost urme calcifiate în plămâni, vindecare. Și în al doilea rând, capacitatea mea pulmonară este la fel cu a dumneavoastră, cei mai sănătoși, ba, acum cred că o depășești un pic, din cauza altor factori. Îl rog pe prietenul nostru la clarinet să pregătească, între timp eu o să vă spun ce cu cavalul. Am adus un caval autentic. Cavalul nu s-a modificat decât foarte puțin, de aceea avem încă cavale autentice în vigoare și în ziua de astăzi. Tatăl meu și bunicul meu au cântat la caval. Acesta este cavalul sudic european, nu s-a modificat forma foarte mult, bulgarii au la fel caval, orientalii au la fel un astfel de caval. Acesta este un caval în la. Care e caracteristica lui? Suflătorii mă vor înțelege foarte bine. Are 5 găuri și nu are gaura de octavă. De aceea este foarte greu de controlat octava. Și la un moment dat sare sunetul doar prin schimbarea volumului de aer. Este folosit în muzica populară, din păcate, dar eu cred că ar avea un loc foarte bun și în biserică, tocmai datorită sunetului foarte dulce. O să încerc, este introducerea la o cântare a fratelui Nicoliță Moldoveanu. O să fac mai multe sunete și de jos și de sus ca să vedeți despre ce e vorba.
Vezi, dacă măresc acum, nu am concentrarea necesară, dacă măresc volumul de aer, sare la octavă. Dacă micșorăm volumul de aer, rămâne. Ei, aici, următorul pas a fost crearea acestui bloc fluet, un instrument foarte vechi, îl găsim în epoca barocă. Din păcate, în bisericile noastre este cântat prost, dar este o urmare a cavalului și marea descoperire este această gaură de octavă. Da? Și mult mai ușor de controlat sunetul, la el nu se suflă așa. Da? Că sună în fațeu. La bloc fluet se sună, de asta are și scobitură aici. Se suflă la fel ca la flaut, la fel se creează sunetul. Da, e cu totul altceva și mult mai controlabil sunetul. Fluierul ciobănesc românesc. Acesta este foarte penetrant, foarte ascuțit, cu 6 găuri și foarte complex de cântat la el. Din acest fluier ciobănesc, de fapt, și din caval, din îmbinarea celor două, rezultă instrumentele muzicale și am adus și un instrument cu ancie, foarte vechi, din care rezultă oboiul și o rog și pe sora de la oboi să se pregătească imediat pentru un pasaj. Da, așa se chemau oile. După care, clarinetul în do. Clarinetul în do, acesta este un clarinet din lemn, clarinetul în do care este un pas intermediar spre ce are fratele în mână, nu are toată aparatura aceea metalică care îi asigură un control mai bun al sunetului, dar are două îmbunătățiri, găurile duble pentru semitonuri, deja se lucrează la semitonuri și sunetul, veți vedea că este foarte apropiat de sunetul pe care îl veți auzi imediat. Și acum rog, fratele clarinetist, un pasaj eventual de jos, de la mi, poate dânsul, până la pasajele foarte acute, eventual, ca să înțelegeți cât spunea maestru Păuța. Două instrumente sunt perfecte și nu se mai poate face absolut nimic, nicio îmbunătățire la ele. Clarinetul și flautul sunt aduse la maximum de performanță. Mulțumesc foarte mult, sunteți o adevărată binecuvântare, că nu trebuie să exemplific eu toate aceste lucruri. Acum au urmat instrumentele cu ancie. Am două fluiere cu ancie, pentru că nu sunt umezite și încălzite, dar vedeți, aici este o plăcuță mică din lemn, care este atașată și legată cu sfoară, și el este strămoșul cimpoiului, și apoi s-a inventat ancia dublă, cornul francez, din care a derivat apoi oboiul. Oboiul care este unul dintre cele mai stabile instrumente, de la el primesc tonul, când spune oboiul că e la, acela este standardul, de la 440 și toți ceilalți acordăm instrumentele după oboi. Un instrument foarte dificil, v-am spus că acum sunt în procesul de a lua lecții pentru oboi, un instrument foarte dificil, foarte complex, dar extrem de frumos. O rog pe sora de la oboi să ne... Mulțumesc! Câtă diversitate de sunete! Câte culori,
Toate acestea, le spune Psalmul 150, le merită Dumnezeu și descriu măreția și lucrarea lui Dumnezeu. Ajunge să ieși în natură și vezi în momentul când este toamnă cum se schimbă culorile naturii și ce simfonie de culori și de creativitate demonstrează Dumnezeu. Priviți un apus de soare, ce mare pictor este Dumnezeu. De ce nu i-am răspunde prin tabloul sonore, prin buchete de sunete atât de sonore? De ce fugărim instrumentele acestea din bisericile noastre? De ce dispar clarinetul, oboiul? Știți cât de greu este să găsești un oboist în bisericile noastre sau un clarinetist bun? De ce? Pentru că considerăm că Dumnezeu nu mai merită diversitate. Îi dăm numai chitări, îi dăm numai tobe, care sunt legitime și acestea. Uitați-vă, lăudați-L cu timpane. Timpanele sunt instrumentele de percuție. Toboșarul n-a plecat acasă, nu? Este aici, da? Te rog, ceva, un pasaj ritmic. Lăudați-L cu timpane. Și apoi, că tot ajungem la percuție, chimvalul zângănitor. Deci un pasaj ritmic poate să fie foarte... Mulțumesc! Toți cei care ați fost în armată știți că marșul de luptă și sentimentul acela de pregătire pentru luptă sunt însoțite de această bătaie de... secțiile. Ce-i cu chimvalul? Ce-i chimvalul? Chimvalul sau chiumbalon sau țambalul, acesta este. Coarda lovită. Coarda lovită este pianul. Eventual un pasaj la pian, știți fiecare cum sună pianul, dar între timp ce cântă fratele ceva la pian, eu îmi pregătesc ceva zângănitor. Mulțumesc. Pianul nu este decât evoluția țambalului, care după aceea a devenit clavecin, coardă ciupită, da, prin pană, prin articulație, dar corzile bătute sunt mai vechi decât clavecinul. Unii consideră că clavecinul este strămoșul pianului, nimic mai greșit. Țambalul este strămoșul adevărat al pianului, de fapt. Aș vrea să ne gândim puțin și la versuri. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Îl putem lăuda pe Domnul spunând versuri. Ființa umană este singura care are capacitatea de a cânta versificat, ca să putem transmite mesaje. Și ați auzit corul cântând alături de orchestră. Este așa de minunat să auzi numai instrumentele. Este atâta culoare, a transmit atât de mult din puterea și gloria lui Dumnezeu. Dar ce bine este când putem să articulăm, putem să-i cântăm lui Dumnezeu prin cuvinte. Aș vrea să cânt o cântare care este, atât cât se mai poate ea cânta, versurile sunt scrise de Vasile Voiculescu, un medic care a fost închis în pușcărie pentru ani buni, când a ieșit, s-a îmbolnăvit, a ieșit deja bolnav și a murit la scurtă vreme după ieșirea din pușcărie. Foarte interesant, pe vremea lui Ceaușescu a scăpat un volum care se numea Gânduri albe și a scăpat de cenzura comunistă și s-a tipărit. În acest volum Gânduri albe este această poezie și ne aduce aminte pentru ce ne întâlnim și cam ce, care este sensul întâlnirilor noastre. Exemplific cu acest cântec pentru că vreau să urmărim versurile și melodia. Melodia trebuie compusă după versuri și nu avem o melodie faină. La fel cum v-aș spune eu acum, frate Sână, dom'le, am o predică excelentă, text biblic mai trebuie pentru ea, în rest nicio problemă, predica o știu. La fel facem noi, dom'le, am o melodie excelentă, versuri mai trebuie. Întotdeauna este libretul, cuvintele. Și după aceea sunt versurile și voi avea câteva exemplificări și apoi să ne apropiem de concluzii.
batem capul să te cercetăm, sunt și în soboruri cala șezătoare. Parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare. În loc să îngenunchem, să ne rugăm. Cătăm poteci, în stânci fără de trepte, ne cățărăm să ajungem până la tine. Când tu te afli în ținuturi line, pe drumurile limpezi, mari și drepte. Cătăm poteci în stânci fără de trepte, ne cățărăm să ajungem până la tine. Când tu te afli în ținuturi line, pe drumurile limpezi, mari și drepte. Esența instrumentației la această cântare este ascendența și descendența notelor. Deci când vrem să semnificăm că Domnul coboară. El coboară, se coboară, face pogorământ la noi. Când vorbim despre chinul nostru, cătăm poteci în stânci fără de trepte. Și Domnul totuși coboară. Noi ne cățărăm la El, dar El totuși coboară. Trebuie să urmărim prin sunet să comunicăm ceea ce vor să ne spună versurile. Psalmul 97, cred că îl putem cânta împreună. Avantajul de a compune cântări care urmăresc textul biblic este că cel puțin pe versuri ești sigur, sunt bune. Chiar dacă melodia este proastă, versurile sunt bune, dacă sunt din Scripturi. Așa că vom urmări doar versurile din Psalmul 97. Versetul 1 este un fel de refren pe care îl putem cânta împreună cu toți. Eu o să cânt versetul 2, cântăm împreună versetul 1. Eu cânt versetul 3, cântăm din nou versetul 1, cânt versetul 4, din nou versetul 1. La versetul 4, să nu vă speriați, din cauza versurilor trebuie să facem ceva care să semnifice sonor tot ceea ce citim acolo. De asta este important să nu fim speriați de avalanșa de sunete. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Asta e tot, da? Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptate și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul
și să se bucure ostroavele cele multe, da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Fulgerile lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, să se bucure ostroavele cele multe. În mână am o copie a unei harfe baroce, o puteți găsi în picturile din epoca medievală, dar ea nu diferă foarte mult de ceea ce va fi avut David. Asta este cu 27 de coarde. David probabil a avut ceva de 14, 12 sau 7 coarde. După cum vedeți, deja la 27 de coarde este destul de ușor transportabilă, pare ca un fel de mâner, și în tolba sau în spatele lui David probabil s-a aflat o astfel de harfă. Diferența mare care a fost între harfa lui David și aceasta este că cutia de rezonanță curbată era pe această parte, imitând sau derivând din harfa davidică. Și asta mi-a fi destul de greu acum să emitem sunete cu ea, pentru că e foarte sensibilă la vreme, după cum v-am spus, dar încercăm măcar să auzim sunetul. Cu siguranță David nu făcea acorduri, da? Dar sper că ați recunoscut măcar o secvență. Ce se făcea totuși erau astfel de șuvoaie de sunete care erau numite jocuri de instrumente, da? Până la acute. Avem voie să cântăm cu orice fel de instrument Domnului? Dacă reflectă slava lui Dumnezeu, cu siguranță da. Are saxofonul, care este un instrument modern, loc în biserică? Cu siguranță da, pentru că reflectă un anumit... Nu se poate cânta orice cu orice instrument. Dar, după cum vedem aici, este o deschidere destul de mare. Bun, acum urmează un ultim lucru care e cel mai dificil. Avem voie cu orice fel de ritm? Ritmul este rău, secția ritmică este rău. Depinde. Nu orice, nu oricând, nu oricum. Aș vrea să vă exemplific, tot pornind de la psalmi, dacă veți avea de comentat la structura sonoră și la ritm, cu siguranță nu aveți de comentat la versuri. Și atunci este mai bine pentru mine, mai ușor. Scap mai ușor dimineața aceasta. Să luăm, de exemplu, psalmul 18. Psalmul 18 are o nuanță orientală, este scris de David, dar l-am recitit în momentul când unul dintre prietenii noștri a fost arestat pentru credință, a fost arestat pentru transport de Biblie, era închis și atunci am descoperit acest verset. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Te iubesc din inimă, Doamne,
tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig lăudat e Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig lăudat e Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig lăudat e Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig. Ritmul se poate accelera, pentru că îți vine bucuria. Când descoperi care e soluția lui Dumnezeu, nu? Asta este ritmul oriental. Dacă ascultați cântele din Kazahstan, cântecele din Kazahstan, spre exemplu, veți vedea o amplificare continuă a ritmului, pentru că pe măsură ce cânti, descoperi bucuria soluției lui Dumnezeu. Nu tot la fel este cu Psalmul 23, care are o atmosferă foarte grea la început, și amatorii de un alt gen de muzică decât care se cântă la noi în biserică probabil vor aprecia, nu toți vor aprecia ritmul acesta. Vedeți, la Psalmul 18 e ritmul ca un metronom. Înțeleți, ceea trebuie să schimbăm ritmul și structura de acorduri. Ceva cu volumul la chitară sau? Ah, ok. Totul e să auziți dumneavoastră. Jocuri de instrumente, da? Facem o pauză. Așa că vi se pare străin, din altă parte a lumii, din partea aceea a lumii. Da? Deci, David, așa și-ar fi cântat, spre exemplu, nouă ni se pare șocant, numele asta sună manea. Maneaua a stricat ceea ce era tristețe apăsătoare în Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului stăteam jos și plângeam. În sălciile din ținuturile acelea ne-atârnaserăm harpele. Acum vine asupritorii noștri ne cereau cântări. Este mult mai lungă introducerea. La un moment dat se aude dintr-o altă parte: ia mai cântați-ne câteva din cântările Sionului. Spune ce spună ea. Adică îi considerau pe evrei, vă știți să cântați? Cum la Auschwitz i-au pus pe evrei să cânte. Știți să cântați? Foarte bine, hai distrați-ne. Și cântă după aia, dar într-o izbucnire de mânie. Și atunci trebuie să schimbăm și tonul și stilul, da? Ia mai cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și dintr-o dată, de la tonul ăsta de jale, că ai impresia că totul e apăsător și continuă. Nu-i așa că parcă vedem cămilele mergând. Dintr-o dată se schimbă. Cu
Cum să cântăm noi cântările Domnului, cântările Domnului, de-un pământ străin? Cum să cântăm noi cântările Domnului, cântările Domnului, de-un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei. Să mi se lipească limba de ceruguri, de ceruguri, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine. O să ziceți, erit din manea. Nu. Maneaua a furat asta și a distrus-o. Da? Pentru că acolo ați auzit câte unul care zice, dom'le, pe mormântul mamei, sau jur să-mi cadă limba. Exact asta este aici. Nu? Să mi se înțepenească limba dacă voi cânta. Și totuși cântă. Dar cântă jurându-și că nu vor cânta pentru ei, ca să-i distreze pe ei, ci vor cânta numai pentru Domnul. La un moment dat, într-o biserică, în decembrie, a zis, să vină fratele ăla care cântă cu lăuta și cu harfa ca să ne distreze. Nu m-am dus. Pentru că nu ne distrăm. Da? Noi lăudăm pe Domnul. Și lucrurile acestea se pot continua. Dați-mi voie să mă apropii de concluzii, uitându-ne din nou la unul din psalmii pe care i-am citit la început. Psalmul 33. Este unul dintre psalmii mei preferați și aș vrea să ne apropiem de încheiere. Dragii mei, noi, pocăiții, nu avem niciun fel de motiv de încruntare și de supărare. Nu avem niciun motiv. Vei spune că tocmai ți-a dat medicul un diagnostic greșit, ai făcut un tratament degeaba, ai făcut chemoterapie, ți-a căzut părul și tu n-ai avut cancer, de fapt, sau chiar ai avut și te pregătești pentru moarte. Și ești foarte supărat și amărât și încruntat și toate se merg rău. N-avem niciun motiv de supărare. De ce? Pentru că Psalmul 42 ne spune în felul următor. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu binecuvântările tale, nu cadourile tale. De vreo 15 ani de zile noi nu facem bradă în casă, dar în urmă cu 15 ani, când am făcut printre ultimele dăți, am făcut, era cam 6:30, ne-am trezit, s-au trezit și copiii. După cum ați observat, copiii se trezesc în dimineața de Crăciun fără ceas. În rest trebuie să-i apuci, să-i plantezi în bocanci, să-i trimiți la școală, dar atunci fără ceas. Și eu stăteam cu nevastă mea în mijlocul camerei, ei au apărut, erau micuți atunci, și când au văzut bradul, au trecut printre noi cum treci printre ușile alea batante. S-au plantat acolo și pentru 45 de minute noi n-am mai existat. Și atunci am înțeles o lecție dureroasă, că așa suntem noi cu Dumnezeu. Ne dorim cadourile Lui, binecuvântările Lui, sănătate de la El. Când lucrurile nu merg prost, atunci vine suferința, da? Și Dumnezeu folosește suferința ca să spună degetul sub bărbie, să-ți îndrepte ochii spre El, spune, hei, exist, eu sunt aici, eu vreau să-ți vorbesc, vreau să intrăm într-o relație personală. Să ajungi când nu-ți mai rămâne nimic și când Dumnezeu îți seceră, unul după altul, unul după altul. Dragii mei, în 14 luni, în ultimele 14 luni, am avut 6 sicrie în familia noastră, apropiată. Dumnezeu retează câte unul, câte altul, câte altul și am observat ceva. Când îți merge rău, foarte interesant, parcă există un spray de împrăștiat prietenii, nu-i mai găsești pe niciunul. Și prietenii cei mai buni se depărtează de tine. Ca să ajungi să spui acest lucru. Sufletul meu tânjește după tine și doar după tine. Tu ești singura soluție, singura opțiune, singura sursă de bucurie. Ajungi să spui ca psalmistul în psalmul 42, fiii lui Core, spui, Dumnezeul vieții mele. Ai spus vreodată acest psalm? Îți dai seama ce ai spus? Dumnezeul vieții mele, adică Dumnezeu care îți umple toată viața, care dă sensul vieții tale în mod deplin. Dumnezeul care rămâne unicul prieten, care nu te părăsește niciodată. Singura rudenie care nu moare și trăiește în veci. De aceea, Psalmul 33 ne spune, neprihăniților, bucurați-vă, cum?
Că ne distrăm? Că ne merge bine? Că avem tot ce ne trebuie? Psalmul 34 spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi întotdeauna. Și când îți faci injecția de insulină, întotdeauna va fi lauda mea, lauda lui în gura mea. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că în încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fim desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știți cine mi-a recitat pe de rost aceste versete? Un bolnav de diabet cu ambele picioare amputate. Tocmai terminase a doua amputare. Și ce mai faci, frate? Sunt desăvârșit, întreg și nu duc lipsă de nimic. Pentru că Dumnezeu nu este interesat de confortul meu, Dumnezeu este interesat de caracterul meu și așa a găsit să cioplească ca să mă facă desăvârșit. Picioarele erau un plus. Să fiu desăvârșit, întreg, bine șlefuit, să nu duc lipsă de nimic, să zic că cu picioarele nu intram în cer. Le-a tăiat să mă duc acolo. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă, le șade bine. Este ca și cum te-ai îmbrăca. Te îmbraci cu ceva care nu-ți stă bine? Dacă m-aș îmbrăca eu cu hainele prietenului meu care are aproape 2 metri și 130 de kilograme, credeți cum aș arăta? Ca David în armura lui Saul. Dumnezeu îți potrivește lauda pentru tine, ca să-L poți lăuda cel mai bine, perfect, cum merită El. Cât de perfect și de săvârșit poți tu ca să o faci? Pentru că într-o bună zi te vei pregăti să te duci să-L auzi pe El. O soră a primit vestea că are cancer terminal, i-a spus medicul: ne pare rău, mai aveți câteva luni de trăit, cam 6 luni după părerea noastră, dacă sunteți într-o stare de dispoziție bună, probabil o prelungiți mai mult, dar nu mai este nimic de făcut. Stadiu 4B, cu multiple metastaze. Sora, da? Asta e? Bun. Bine, mulțumesc. Astea sunt actele? Bun. S-a dus acasă și sună cea mai bună prietenă. Auzi? Am o veste și o cerere din partea ta. Care-i vestea? Am o veste cam proastă. Am un cancer terminal 4B, nu se mai poate face nimic. Vai, dragă, vai. Auzi, lasă, asta nu e important. Acum, caută-mă profesoară de pian. Ți-a ajuns la cap tumoarea sau ce? Caută-mă o profesoară de pian. M-ai auzit? E ultima mea dorință. Pe, că așa vrei tu. Caută profesoară de pian, își cumpără femeia pian, s-apucă la 64 de ani să învețe la pian. De ce? Mă duc în cer. Toată viața, când eram mică, aveam 4-5 anișori, treceam tot timpul un drum spre școală pe lângă un magazin de muzică și acolo era expus un pian frumos. Toată viața am tânjit să învăț la pianul ăla, măcar să ating clapele alea albe și negre. N-am putut, m-am căsătorit de vreme, am avut copii, după copii au venit nepoții, după aceea au venit pensia, după aceea tot felul. Acum în sfârșit am timp. Acum vreau să învăț la pian cât o-i putea, pentru că nu vreau să mă duc nepregătit în cer, pentru că știu că în cer mă voi perfecționa și voi cânta o veșnicie întreagă Domnului, așa că vreau să încep de acum. Ce atitudine corectă! Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine ce? Cântarea de laudă, în orice vreme și întotdeauna. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarte și ultimul lucru, cântați-i o cântare nouă. Dumnezeu iubește noutatea. Dacă sunt cuvinte vechi, puneți-i o melodie nouă. Dacă sunt melodii vechi, puneți-le versuri noi. Dacă nu, cântați și melodii noi și versuri noi. Așa de mult aș vrea ca tinerii ăștia care explodează de creativitate în alte domenii să îmi facă cântări noi. În fiecare dintre ei și în sală sunt cu siguranță compozitori nedescoperiți. Când Domnul lucrează în inima ta, cântarea de laudă să se izbunească. Însă ți s-a spus că nu ești în stare, că ești afon, că nu te pricepi. Lasă izvorul laudei să fie vindecat mai întâi de Domnul. Trezește-te, suflete! Și apoi treziți-vă alăută și harfă. Ai 58 de ani și consideri că nu mai ești bun să slujești în biserică, că vocea nu te mai ține, că și așa n-ai învățat până acum un instrument muzical și vorba proverbului, pe câinile bătrân nu-l mai dresezi. Nu e adevărat, dragii mei. Nu uitați că noi suntem
ființe veșnice. Fratele Aron Mlad din de la Arad, când îl întreba cineva, câți ani aveți, frate? Am 85 de ani și o veșnicie înainte. Ești bătrân? Ești inutil? Nu, dragul meu. Toată viața poți învăța ceva nou. Știți că ce descoperă acum medicii? Că unul dintre cele mai bune tratamente pentru Alzheimer și care încetinește evoluția bolii și chiar o stopează, este terapia ocupațională. Dintre toate terapiile ocupaționale, pe lângă făcut în lut pictură, una dintre cele mai bune metode este să învețe pe bolnavi de Alzheimer să cânte la instrumente muzicale. De obicei să folosește blocflöte. Pentru că blocflöte îți oxigenează creierul, ești nevoie să sufli, vibrează craniul în momentul când cânți și ești nevoit să reții pasaje muzicale scurte. Și în felul ăsta să-ți exersezi memoria. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat muzica, nu numai ca o fereastră către cer, dar și să ne fie un pic mai cald și mai bine, atâta cât suntem în călătorie spre ceruri. Folosiți-o cum se cuvine, folosiți-o în termenii Lui, folosiți-o pentru lauda Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o cântare tot timpul nouă, proaspătă și duhovnicească. Amin.